reprezentanții Consiliului Județean Prahova au aprobat bugetul județului pe anul 2023. Vorbim de cel mai mare buget din istorie, de peste 1,2 miliarde de lei, orientat în special spre dezvoltare. Numai puțin din 63% din bani vor ajunge către proiecte de infrastructură. În 2020, când am preluat Consiliul Județean, bugetul era de 555 de milioane, acum a ajuns la 1.238. Practic, în 2 ani am reușit să dublăm bugetul, peste 225%, cred că iese la socoteală. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte ok. În ceea ce privește partea de dezvoltarea județului. Totodată, Consiliul Județean Prahova a bugetat și fondurile necesare pentru construirea unui campus universitar la UPG Ploiești. Un proiect important, e vorba de campusul de la UPG, pentru care am primit finanțare. Avem proiectul cu Palatul Culturii, aproape 80 de milioane de euro pentru reabilitarea Palatului Culturii. Și multe alte proiecte. Sunt planificate investiții și în sistemul de sănătate. Spitalului Județean de Urgență Ploieștii sunt alocate fonduri de 24 de milioane de lei și se așteaptă și inaugurarea spitalului modular, respectiv a unui număr de 6 săli de operație noi, dintr-un total de 13. Sănătatea e destul de importantă și sper ca destul de curând oamenii să nu mai alerge la București când vine vorba de probleme de sănătate, cum s-a întâmplat până de curând în județul nostru. E obligația noastră și o să facem cam tot ce ține de noi și sunt convins că o să și reușim ca lucrurile la Spitalul Județean să se desfășoare exact cum ne dorim. Avem un plan coerent care înseamnă și atragerea de medici. În buget sunt prevăzute și sumele necesare pentru construirea unui complex sportiv, a unui patinoar artificial, a unui bazin olimpic de not și a celorlalte investiții promise de executivul județean în Parcul Municipal Vest. Asta în situația în care se va pune de acord cu Consiliul Local Ploiești. Administrația Publică Județeană a bugetat și investiții în extinderea rețelei de apă și canalizare în cartierul Mitica Apostol din Ploiești.